ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături și cu ochii pe noi în fiecare zi. Cu ochii pe activitatea candidaților suntem și noi în această perioadă, pentru că, după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Cei drept, cele din urmă au rămas cumva așa într-un con de umbră, pentru că pentru mare parte dintre cetățeni localele par să conteze mult mai mult. Astăzi ne îndreptăm și noi atenția către orașul Călan, pentru că în ultimii ani s-a tot discutat despre anumite proiecte care au fost implementate, altele nu, iar oamenii sunt curioși să vadă ce se întâmplă pe mai departe și care sunt proiectele și viziunea pe care actualii candidați o au pentru a dezvolta această comunitate mai mult decât s-a întâmplat până acum. Pentru acest lucru i-am invitat astăzi alături de mine pe reprezentanții ai AUR, pe care o să-i cunoaștem astăzi mult mai bine. Așadar, alături de noi este astăzi domnul Flavius Mateoi, candidatul AUR pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Alături de noi este și domnul Andrei Brândușesc, candidat AUR pentru funcția de consilier local al orașului Călan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Ilie Neagu, candidatul AUR pentru funcția de consilier local al orașului Călan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Cred că pentru început ar fi ideal ca telespectatorii noștri și implicit locuitorii orașului Călan să vă cunoască mult mai bine. Sunt convinsă că deja ați parcurs așa destul de mulți kilometri și pe jos, pentru că cumva AUR a venit așa cu alt fel sau un alt tip de campanie, să-i spunem, și vă aflați în mijlocul oamenilor, ceea ce acești oameni au de fapt nevoie, să le vorbiți, să-i ascultați și dacă ați găsit și soluții pentru problemele lor așa peste noapte, ar fi, cred că, ideal. Așadar, cine este Flavius Mateoi? Da, într-adevăr, venim din rândul oamenilor. Am avut o perioadă în care am baleat așa toate satele și tot orașul în perioada de precampanie. Ne-am bucurat să fim în rândul lor și, ca să vă răspund la întrebare și să le răspund și telespectatorilor, Flavius Mateo este un tânăr de 38 de ani, născut și crescut în Călan. Acolo mi-am desfășurat perioada școlii primare și a școlii generale, după care am plecat la liceu la Hunedoara, la Colegiul Național Traian Lalescu, unde am învățat mai intens partea de matematică și informatică. Într-adevăr, n-am văzut foarte multe, cum să zic eu, n-am fost foarte bine pe partea de informatică, nu am cuprins foarte multe. Nu a fost punctul dumneavoastră forte, să spunem așa, dar pe partea de informatică, deși la momentul de față e foarte actual acest subiect. Vă pare rău acum, nu? Acum, da, posibil să-mi pare rău. Am urmat ulterior facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. După care, ca și experiență profesională, am început ca broker pe piața de capital, primul meu loc de muncă. Mi-aduc aminte cu mare drag de acea perioadă. A fost în Călan, primul loc de muncă? A fost la o companie din București, Sisif Confident Invest îi spunea. Nu mai dați nume de firme, e ok. Ok. După care, o perioadă foarte scurtă, am trecut în Telecom, unde am fost director de magazin la Orange. Apoi am început cariera mea în bancă și, ca să nu mai dau nume de firme, am început de foarte de jos, de la partea de casier. Datorită implicării mele și a evoluției mele pozitive în cadrul băncii respective, am ajuns la un anumit moment să trec pe partea de vânzări de credite, după care să fiu director. Și chiar am o activitate de 10 ani de director de bancă.
E important până la urmă în orice activitate avem fiecare să pornim așa cumva treptat, pentru că e firesc cumva să ne dorim, da, peste noapte să devenim directori sau managerii ai unor companii, doar că e extrem de important să nu ratăm acești pași. Exact, exact. Nu, am ars etapele, adică am mers pas cu pas, am ajuns pe poziția de director de bancă, iar în ultimii 3 ani mă ocup de partea de fonduri europene. Și cred că prin experiența mea pot să aduc un aport extraordinar orașului Călan și cetățenilor acestui oraș. Bun, mergem mai departe. Acum, domnul Andrei Brândușesc. Da, un om simplu, născut și crescut la Călan, care a făcut școala gimnazială tot la Călan. Ulterior am urmat liceul la Hunedoara, în cadrul liceului Ancu de Hunedoara, la fel ca și Flavius, profil de matematică informatică. Nu m-am regăsit foarte bine pe profilul respectiv. Acum vreau să spun că sunteți oameni ai cifrelor, dar se pare că nu chiar atât de profund, să spunem. Am început cu cifre și am terminat cu un segment al medicinii dentare la Arad, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie la Vasile Goldiș. După care am zis că trebuie neapărat să ne facem un pic de experiență în domeniu. Am început chiar în Deva, unde am lucrat 10 ani într-un laborator dentar de renume de aici, din județ. De 5 ani am pus bazele unui laborator la Călan, la standarde europene. V-ați întors acasă, totuși. Da, se pare că pentru mine toate drumurile duc la Călan. Sperăm că sunt și drumurile bune. Eu așa cred. Laboratorul ăsta încearcă să se mențină la standardele astea și în viitor, fără doar și poate. Chiar în următoarea perioadă avem niște proiecte care le-am pus pe tapet și vor fi niște investiții majore. Ne putem alinia foarte bine cu ce se face la Timișoara, Cluj, București. Cea mai mare lacună ar fi cu persoanele care nu le putem atrage, ca și colegi, să zic așa, de breaslă. Foarte rău stăm la capitolul ăsta în orașul Călan și în județul Hunedoara. Deși paradoxal, foarte multă lume se plânge de acest aspect, că nu există locuri de muncă, nu bine plătite în special, că aici este problema, dar cu toate acestea vă confruntați atât cu astfel de probleme. Da, așa este. Eu am preferat... oamenilor specializați în anumit domeniu. Am preferat să mă întorc la Călan, să investesc la Călan, am simțit așa o tragere că aici se poate și mai bine. Așa este. Feedback-ul în ultimii 5 ani de când am investit în acest laborator este foarte bun. Sper că odată cu investițiile care le vom face în oraș, să zic așa, vom atrage tineri. Vrem ca tineri să se reîntoarcă la noi în oraș. Sunt tineri care au posibilități să devină antreprenori, dar le este un pic teamă să investească economiile în oraș, pentru că se consideră că este un pic defavorizat. Nu suntem la standardele care se vehiculează. Sperăm că odată cu ideile noastre care le vom și pune în practică, se vor schimba lucrurile. Bun, mergem mai departe. Domnul Ilie Neagu, v-ați intrat așa în această luptă electorală, să spunem. Dar cine este Ilie Neagu? Așa cum am mai spus, sunt născut în comuna Boșorod, unde am absolvit școala gimnazială, după care am absolvit liceul industrial Călan. După absolvirea liceului am fost angajat în combinatul din Călan. Am prins o perioadă acolo, câțiva ani. Perioada de glorie, nu a combinatului de acolo. O perioadă destul de bună, spun eu, erau servicii bune, erau oamenii liniștiți, aveau locuri de muncă, aveau locuințe, nu era o zbatere așa ca și acum. După care, după Revoluție, am absolvit un curs de agenți de poliție, fiind încadrat în Poliția Română, unde am lucrat la Poliția Orașului Călan. După 2004, când am avut voie, am activat în sindicat, după ce s-a demilitarizat poliția, am activat în cadrul sindicatelor, ajungând la un moment dat să fiu suspendat din activitate, fiind vicepreședinte la ProLex, pot să dau nume că e sindicat, la nivel de țară. După ce m-am pensionat, văzând că lucrurile nu merg așa cum ar trebui, văzând că legea nu e respectată așa cum ar trebui, văzând că dezvoltarea orașului nostru este încetinită, am decis să fac pasul și spre politică. Dacă pot să ajut, cu tot dragul o să ajut să formăm o echipă, să administrăm mai bine decât
s-a făcut până acum orașul Călan. Și este foarte important pentru că de cele mai multe ori foarte mulți dintre noi stăm așa deoparte și spunem, asta nu merge bine, acolo nu sunt drumurile asfaltate, doar că implicarea este așa, aproape de 0,1 dacă putem spune. Da. Cu toate acestea, nu ați stat deoparte și ați ales să vă implicați. Da. Ați crescut în Călan, v-ați format cumva educațional și aici, mai apoi Hunedoara și Cluj, cum este firesc și cum se întâmplă în general cu tinerii din județul Hunedoara și nu numai, pentru că aleg centrele mari universitare din țară. Cum ați regăsit orașul Călan după toată această experiență educațională și profesională pe care ați avut-o în alte zone, domnule Mateoi? Da, legat de Călan, nu am fost niciodată rupt de ceea ce se întâmplă acolo, aici, de fapt, aici la Călan. Eu sunt de 8 ani consilier local și aici cred că aș vrea să puntez și legat de faptul că din echipa AUR Călan sunt singurul care am mai făcut politică. Andrei, Ilie și ceilalți colegi, absolut toți, nu au mai făcut politică. Asta cred că poate să fie un avantaj pentru noi. Eu pot să vin cu experiența a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani și aici aș vrea să marchez faptul că fiind la PNL acum 8 ani, promiteam și lucrurile mergeau într-o oarecare direcție. Timp de vreo 4 ani chiar lucrurile au funcționat foarte bine, însă în ultima perioadă, de asta am și ajuns la decizia de a mă despărți de PNL. În ultima perioadă, parcă chiar așa a mers orașul, exact cum prezentăm și noi și pe pliante și pe în campanie și simțim asta, că este un oraș cu frâna de mână trasă. Și asta depinde în primul rând de administrația și de oamenii care conduc acest oraș. Ca și într-o firmă, până la urmă, dacă managerul nu știe ce are de făcut, liderul acela, lucrurile e clar că nu au cum să se îndrepte într-o direcție bună. Da, asta m-a și făcut să iau decizia la un moment dat, în urma unor discuții și cu Ilie, să trec înspre AUR, unde chiar simt că am fost primit cu brațele deschise și că pot să-mi exprim, am libertatea de a-mi exprima punctele de vedere, de a avea susținere pe proiectele pe care eu le fac, lucru care în PNL nu s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Chiar, poate ca să vă dau așa niște lucruri și din interior, erau activități care se întâmplau în cadrul partidului și chiar în ultimii 2 ani de zile n-am mai fost invitat la ele. Adică existau tot felul de scuze între membrii PNL, l-am sunat pe Mateoi, dar n-a răspuns la telefon, l-am sunat de 20 de ori, nu ne bagă în seamă, lucruri care nu s-au întâmplat de fapt. Deci am fost oarecum marginalizat, am fost și prea vocal, am venit cu lucruri pe care le-am luat din rândul cetățenilor și unde sunt, vreau să fiu și să țin cont de părerea și de vocea cetățeanului. Faptul că suntem la AUR și umblăm în fiecare zi printre oameni, le colectăm ideile și tot ce vom face, vom face doar cu asentimentul oamenilor orașului Călan și ai satelor aparținătoare. Ce doresc oamenii din Călan? Pentru că v-ați plimbat, cum spuneam, și ați discutat cu foarte mulți cetățeni ai acestui oraș și satelor aparținătoare, bineînțeles. Da, păi, în primul rând, ce am observat noi la oameni, există oarecare blazare și o lipsă de încredere în ceea ce se întâmplă astăzi în oraș. Își doresc ca orice om simplu, ca orice cetățean, își doresc să aibă locuri de muncă, să aibă siguranță, să aibă copiilor, să aibă posibilitatea de a se dezvolta acolo, în orașul lor, să nu fie nevoit să fie plimbați pe la Deva, la Hunedoara, pentru anumite activități. Își doresc ca pe zona satelor, unde am fost chiar zilele trecute, să aibă utilitățile de bază. Nu că nu le-ar avea unii dintre ei, dar dinamica și modul în care s-au întâmplat aceste investiții, poate s-au întâmplat în 20 de ani lucruri care se puteau întâmpla, nu știu, în 5. Deci își doresc o altă dinamică a lucrurilor și cred că noi suntem capabili să facem asta. Nu neapărat că suntem tineri, dar suntem pregătiți. De asta am și insistat să vin cu încă 2 colegi
De fapt, suntem niște prieteni, Andrei și Ilie, să vin lângă mine. Dacă o să ne mai invitați, o să vin și cu alți colegi. O să vedeți că avem profesioniști pe absolut toate categoriile de... sau pe absolut toate domeniile, toate pentru domeniile. Că avem nevoie de sănătate, de educație, exact. De siguranță, exact. De și foarte multe lucruri. În primul rând vrem să demonstrăm oamenilor că suntem o echipă, suntem uniți și echipa noastră va fi echipa formată din noi, AUR Călan, și cetățenii orașului Călan. Cetățenii, aici este, se pune punctul pe ei, cum se spune și cum o spun de fiecare dată, pentru că ei ar trebui să fie cei care contează cel mai mult atunci când vine vorba despre administrația publică locală. Spuneam puțin mai devreme despre sănătate, sănătatea, educația, cel puțin în teorie, pentru anumite administrații publice locale, sunt principalii piloni. Pentru alte administrații sunt lăsate așa cumva de izbeliște, din păcate. Aveți aici un om specialist pe partea aceasta de sănătate și o să vă rog să le spuneți celor care ne urmăresc care ar fi principalele puncte pe care ar trebui să le rezolvați aici în Călan cu privire la sănătatea oamenilor, dar mai ales la serviciile medicale de care ei ar trebui să beneficieze. Așa este. Eu cred că bazele dezvoltării fiecărui oraș trebuie să plece de la educație și sănătate, fără doar și poate. Nu știu la Călan care au fost strategiile, care au fost ordinea, nu știm, dar se pare că sănătatea nu a avut o prioritate la noi în oraș. Serviciile care le primim la acest nivel fac parte din categoriile comunelor, să zic așa. Noi plătim taxe și impozite la nivel de oraș, dar ne încadrăm la comune, la aceste servicii. Am vrea să punem la punct secția de primiri urgențe. Se pare că de câțiva ani nu putem să mișcăm lucrurile în direcția asta. Dar, din păcate, o secție care are un program limitat. Exact, da. 8, exact. 15, da. Nu mai știu exact cât e programul, deși ar trebui să funcționeze non-stop, pentru că așa urgențele este. Sunt non-stop. Motivele vehiculate sunt că nu ar fi medici care să ne ajute la acest aspect. Noi am avut discuții cu medici de familie, încercăm să găsim suport din direcția asta. Am înțeles că se poate susține secția de urgențe și cu ajutorul lor, nu avem nevoie doar de medici specialiști care să vină în DEVA, nu doar, da? Încercăm să punem bazele acestei secții de urgențe în viitorul apropiat, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Avem și spitalul din orașul vechi, care în ultimii ani este doar păzit, din câte știu eu. Deci nu mai funcționează, să înțelegem, spitalul din Călan. Se face doar o pază, îmi cer scuze că te întrerup, Andrei, se face doar o pază, nu știm, efectiv se păzesc niște ziduri, din păcate nici aici nu s-a luat nicio măsură în ultimii 10 ani, să zic, sau chiar 20. Și aici am dorit să venim cu mai multe idei, dacă nu reușim să reabilităm spitalul, am dorit măcar un centru pentru vârstnici, clădirea este în picioare, se poate valorifica, de ce nu? La fel cum a spus, aspectul copiilor din orașul Călan, ăsta e unul dintre motive pentru care m-am implicat în proiectele propuse de Flavius. Aici a avut Flavius un cuvânt mare de spus, după aspectul familiei, da? Îl știu pe Flavius de peste 20 de ani, e la fel de ambițios ca în liceu. De 3 ani pot să zic că sunt tătic și de aici am început să schimbe viziunea despre viitor. Discut cu foarte mulți părinți aspectele astea, ne lovim de întrebarea ce facem când o să trească să facem activități cu copiii, când o să trească să mergem cu ei la școli, cum ne împărțim cu naveta, va trebui să mergem la DEVA, la Hunedoara, în tot felul de activități. Casa de Cultură poate găzdui toate activitățile posibile dintr-un oraș. Se întâmplă acest lucru? Spre deloc. O singură activitate sportivă se petrece în Casa de Cultură. Taekwondo se face în Casa de Cultură. Într-adevăr, sunt performanțe pe acest segment. Templul Taekwondo se află la Călan, dar nu cred că doar Taekwondo putem să facem la Călan. Sunt și alte activități. Copiii pot să facă șah, pot să facă activități muzicale, nu știu, sculptură, pictură, muzică, de ce nu? Soluții sunt. Clădire există care să ne poată ajuta în direcția asta, de ce nu? Chiar pentru și
copiii care merg la creșă și pentru ei putem dezvolta acolo o creșă privată. Există în prezent o creșă? Există o creșă, da, de stat, care nu poate să facă față cererilor. Aici ne-am bucurat, odată cu proiectele care le avem, să discutăm și cu părinții. În mare parte s-au arătat pro la ideile noastre. De ce nu și o creșă privată? Mulți au fost dispuși să plătească în plus doar pentru educație și pentru serviciile acestea. Chiar dacă, să zicem, avem doar 20-30 de copii pentru o creșă privată, este suficient ca să o putem înființa. De ce nu și cursuri de pregătire pentru cei care, să zicem, din celelalte clase sociale, da? Nu vrem doar oameni cu facultăți și clasa de jos și clasa de mijloc, este o clasă spre care vrem să ne îndreptăm. Da? Putem face clase de cursuri pentru ei. O dată cu investițiile care se vor face pe platforma industrială, aici Flavius o să aibă mai multe de spus, vom putea face și cursuri pentru cei care vor dori să lucreze pe investițiile care se fac pe platformă. Flavius știe, au avut ceva discuții în afara țării cu o parte din investitori. Flavius, te rog să... Da, referitor la parcul industrial, chiar le-am și promis oamenilor că în perioada de campanie o să încercăm să aducem un investitor din străinătate care este dispus să vină să investească pe partea de producție în parcul industrial din Călan. Va fi o investiție privată destul de mare care să găzduiască undeva la 400-500 de salariați și încercăm să venim cu promisiunea asta spre oameni că indiferent dacă va fi sau nu aur, deși sperăm să ne dea votul de încredere, noi vom face toate demersurile să aducem investitorul respectiv. Deci în perioada de campanie o să venim cu un reprezentant al lor, o să facem o conferință de presă și o să prezentăm oamenilor ceea ce vrem să facem. Referitor la partea cu activitățile pentru copii, eu sunt un caz concret. Fiica mea de 8 ani desfășoară la Palatul Copiilor din Deva tot felul de activități. Sunt gratuite, asta să știe oamenii, sunt gratuite. Face canto, face balet, face ceramică, face engleză. Deci toate lucrurile astea sunt desfășurate prin Palatul Copiilor din Deva. Gratuit, cum spuneți. Exact, gratuit. Lucruri care s-ar, secție care ar putea să vină și în orașul Călan, fiindcă din informațiile noastre există o astfel de secție în Orăștie, în Hațec și vorbesc de orașe similare cu orașul Călan. Deci actuala administrație ar fi putut să facă pași în această direcție și să atragă cu siguranță acești oameni pentru putut, copii, pentru a putea să aibă și alte activități extrașcolare. Da, cu siguranță ar fi putut, însă nu era cadru și spațiu unde să se desfășoare lucrurile astea. Păi spuneați ei, bine, mai devreme și de Casa de Cultură că... Exact. Nu se întâmplă mai nimic acolo, deci ar fi existat spațiul necesar pentru aceste activități. Din păcate se întâmplă câteva lucruri acolo. Există Casa de Cultură, ca să știm situația ei, de câțiva ani de zile este câștigată în instanță de Primăria Călan și nu se întâmplă absolut nimic din punct de vedere al reabilitării ei, ar punerii ei în valoare și noi îi asigurăm pe oameni că vom face asta, adică vom elibera Casa de Cultură de baruri, de birturi și vom face ceea ce e necesar pentru oraș. Nu se mai poate aștepta încă 20 de ani ca să facem ceva pentru copiii noștri. Ajunge, din punctul nostru de vedere. Dacă mai are Ilie ceva de complet. Aș dori să vin cu o completare și aici, referitor la Casa de Cultură. Sunt multe activități care ar putea fi făcute. Orașul Călar nu are o bibliotecă deschisă, care nu mi se pare normal la un oraș cu 10.000 de locuitori să nu avem de unde să mergem să împrumutăm o carte. Am văzut pe Facebook, domnul profesor Silviu Guga și-a exprimat dorința de a dona bibliotecii din Călan un număr de peste 2.000 de volume. Domnul Silviu Guga a fost un profesor foarte apreciat la liceul din Călan. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, dacă cineva din cadrul primăriei și-a exprimat dorința de a-l ajuta în acest sens. Am dorit, în primul rând, odată cu redeschiderea Casei de Cultură în adevăratul sens pentru care a fost creată, să redeschidem și biblioteca, care mie mi se pare un lucru foarte important. Acum tot referitor la Casa de Cultură, e un aspect care pe mine mă intrigă. Domnul director de la Casa de Cultură
îi și consilier în cadrul Consiliului Orașului Călan. Nu înțeleg aici, nici nu am cercetat, n-am făcut politică de asta. Dacă e plătit și dintr-o parte, dacă și în partea cealaltă, oare interesele nu se lovesc unele de altele ca respectivul imobil să rămână în stadiul actual, adică să fie plătit de sindicate sau de cine ai plătit și să continue activitatea politică în Consiliul Local din partea unui partid. Sunt lucruri care nu mi se par a fi în ordine. Aceste lucruri trebuie discutate și cu oamenii și trebuie creată o ordine a lucrurilor care să fie firească, oamenii să înțeleagă spre ce dorim să ne îndreptăm, ce dorim să facem și sperăm că să ne acorde tot sprijinul ca să îndreptăm erorile astea care legate mai ales de Casa de Cultură, pentru că de asta vorbim. Referitor la copii, am lăsat pe colegii mei să vorbească mai multe. Copilul meu e mare, din păcate a terminat în Cluj, a rămas în Cluj, s-a stabilit, dar pot să spun că din clasa lui, din elevi care au fost la Călan și o clasă foarte bună, mai sunt actualmente vreo 4 sau 5 care desfășoară activități în orașul Călan. Restul sunt plecați în străinătate sau în alte orașe din țară. Deci vă dați seama... Le-ar putea oferi orașul Călan ce oferă Cluj, ce nu. Oferă Timișoara sau ar alte... Ar putea oferi localite. Prin dezvoltare, pentru că tot așa făceam într-o discuție cu colegii mei o paralelă. Eram acuzați că noi pretindem prea multe și că orașul Călan, fiind un oraș monoindustrial înainte de Revoluție, nu poate să ofere o dezvoltare. Și le-am dat exemplu, la 60 de kilometri de noi se află orașul Sebeș, care înainte de Revoluție avea o populație mai mică decât Călanul, iar acum populația orașului Sebeș a ajuns la vreo 45.000 de locuitori, iar în orașul Sebeș nu există șomeri. Salariile în orașul Sebeș sunt duble față de ce oferă orașul Călan, cu toate că a venit un depozit sau nu mai știu ce pe platformă, sunt niște investiții foarte mici care au fost create, iar salariile au rămas tot la nivelul de minim pe economie. Vă dați seama, nu o să găsim muncitori specializați care să vrea să lucreze pe minim pe economie. Da, din păcate, la acest capitol al salarizării, județul Hunedoara este codaș în clasamentul la nivel național, cu care ar trebui să ne dea, să ne pună foarte multe semne de întrebare, iar cei în măsură ar trebui totuși să ia anumite măsuri în acest sens. Legat de ce spune actuala administrație și a încercat să și spele pe creier, pe călăneni cu acest lucru, că nu ar fi cetățeni care să lucreze în orașul Călan dacă noi am creat locuri de muncă. Nu există așa ceva. Îi invit să vină în fiecare dimineață la ora 5:30 să vadă câți oameni se urcă în autobuze și pleacă pe navete la Hunedoara, la Orăștie, la Hațeg. Eu sunt convins că putem să facem lucrurile astfel încât oamenii respectivi să lucreze acasă la Călan. Să nu mai fie nevoie să piardă timpul cu naveta, să poată să-și petreacă timpul respectiv acasă cu familia. Asta înseamnă un parteneriat foarte bine pus la punct, un parteneriat public-privat. Da, ideea ar trebui să funcționeze foarte bine pentru a crea toate facilitățile necesare acestor antreprenori, oameni care ar veni aici să investească. Da. Clar, clar. Noi o să facem lucrurile astea, nu ne așteptăm ca investitorii să vină în genunchi, să ne ceară, vrem să investim în Călan, adică o să creionăm în cadrul primăriei o echipă care să participe la această activitate de atragerea investitorilor spre Călan. Și legat de partea de urgență, chiar am încercat să punem, acum sar de la una la alta, chiar am încercat să punem presiune pe autorități în modul în care chiar am chemat o echipă de televiziune la urgența din Călan, am făcut o știre de acolo. În urmă cu vreo lună de zile, din păcate nicio reacție. Chiar am venit și cu soluția, cu crearea unui centru de permanență. Și la Deva este un astfel de centru de permanență care, într-adevăr, da, își dovedește funcționabilitatea. Exact. Pentru că uneori urgențele sau cazurile care aparent sunt urgențe ajung la Spitalul Județean de Urgență, dar de fapt nu este o situație chiar atât de gravă și atunci acestea se pot trata aici în acest centru de permanență. Lucru, da, care poate fi implementat, spuneți, și la Călan. Din păcate, chiar foarte rapid ar putea fi implementat un sistem în care urgența să funcționeze măcar pe program de noapte și în weekend. Acum urgența funcționează de la 8 la 15 și măcar să reușim, oricum pe timpul zilei sunt prezenți medicii de familie în cabinetele lor și atunci dacă avem o problemă ne putem prezenta acolo.
Însă pe partea de noapte și de weekend nu există absolut nimic. Și s-ar putea face, cred că, chiar din pix lucrurile astea, cu sprijinul și al Consiliului Județean și al Primăriei, dar trebuie implicare. Ne confruntăm la nivelul întregii țări până la urmă cu acest exod al tinerilor și cu atât mai mult în aceste zone care au fost monoindustriale, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme. Cum facem să-i readucem? Probabil că este destul de dificil dacă și-au conturat deja propriile lor afaceri în alte județe sau în alte țări, dar cum facem să-i păstrăm pe acești tineri care încă îi mai avem aici în zona Călan, că astăzi ne referim la Călan? Majoritatea tinerilor sunt în rând cu tehnologia. Ideea de Smart City a atras pe foarte multă lume în orașele mari. Călan nu poate să facă același lucru. Nu vorbim neapărat de un copy-paste. Putem să ne uităm și la alte orașe din țară care au absorbit fonduri. Exact, nu reinventăm roata. Exact. Au absorbit fonduri europene la un nivel foarte mare. Chiar vecinii noștri de peste deal, să zic așa, din Hunedoara, stau foarte bine la capitolul ăsta, putem să-i luăm exemplu și nu doar pe ei. Oradea, iar e un oraș care se dezvoltă foarte bine din toate punctele de vedere. Pentru asta trebuie să mai ai și deschiderea necesară de a vedea că, indiferent de culoarea politică pe care o are acel primar, pot să împrumuți lucruri bune de la cei care au reușit să dezvolte comunitatea. Așa este. Că administrația e administrație, politica se poate face și în alte cadre, nu doar și în primării. Și simpla idee de Smart City se poate dezvolta nu doar în oraș, și pe punctele cheie, să zic așa, de lângă orașul Călan. Am început în ultimii ani să atragem turiști în apropierea orașului, de ce nu să facem tot felul de pliante în care să pregătim, să zicem așa, un ghid turistic în direcția asta, care poate fi susținut cu trotinete electrice, biciclete electrice pe distanțele scurte, da? Avem oameni în Călan care au studiat partea asta de turism. Deci atât că aveți oameni pregătiți. Exact, doar că lucrează în alte domenii, pentru că pe area orașului nu reușesc să... S-ar fi putut depune proiecte de către actuala administrație locală pe acest segment, domnule Mateoi? Sunteți și consilier local, da, sunteți acolo în mijlocul acțiunii, cum se spune. Da, cu siguranță că s-ar fi putut face mai mulți pași în sensul ăsta de a se depune proiecte pentru obiectivele turistice de pe zona orașului Călan și a satelor aparținătoare. Noi o să facem lucrul acesta, o să încercăm să aducem în primărie și să facem o echipă pregătită pentru așa ceva, pentru atragerea de fonduri europene. Cunosc domeniul, lucrez de 3 ani, activez în domeniul fondurilor europene, precum am spus. Într-adevăr, va conta foarte mult să aducem în echipa respectivă oameni pregătiți, care au mai făcut proiecte, care știu ce să facă și care știu să tragă fondurile pentru oraș și pentru satele aparținătoare. Referitor la partea de monumente istorice, avem bisericile vechi. Aici Ilie are mai multe detalii. Care, din păcate, nu sunt foarte cunoscute nici de către unii dintre hunedoreni. Pentru că nu au fost puse în valoare așa cum trebuie. Vă rog, domnule. Da, aș dori să fac o completare. Aici avem monumente istorice care, din păcate, unele dintre ele au ajuns la o degradare în care nu cred că o să mai poată fi recuperate. Pot să dau și exemple, dar toată lumea știe Casa de Oaspeți, Clubul 11 Iunie, care era unul dintre cele mai vechi cluburi din țară. Referitor la biserici, cum a spus și dumneavoastră, au fost mai multe inițiative. Aici aș vrea să subliniez inițiativa domnului dr. Vâlcelean Ionuț, când era consilier, care s-a zbătut foarte mult. Din păcate, el și cu echipa creată în jurul lui, care era atunci în Consiliul Local, nu a găsit susținerea necesară. S-a ajuns pe la ambulanța monumentelor și au reușit să facă o reabilitare pentru Biserica din Strei și Biserica din Strei St. George, pentru care îi felicit. Deci au venit oameni din exterior pentru a reuși să readucă cât de cât la viață aceste monumente, mai puțin administrația locală. Da, din păcate nu există la aceste monumente o parcare amenajată lângă monument. Nu există un
pliant, ca să poți să citești despre ce a fost acolo, și atunci turiștii doar de pe internet se mai informează, doar... Pliante, panouri informative, da, exact. Ca direct QR coduri, că tot vorbim de Smart City, de această era digitalizării, sunt atât de multe variante care pot fi puse în practică, doar că toate trebuie viziune pentru acest lucru. Toate obiectivele astea ar putea intra într-un circuit unitar în care oamenii să poată, copiii, elevii, când vin în excursii, în tabere, să poată să intre într-un circuit în care să poată vizita bisericile vechi, să poată să meargă la Lingura Romana de la Călan Băi. Avem acolo stațiunea Călan Băi, care în momentul de față este deținută de un privat, dar cred că am avea deschiderea din partea persoanei respective să facem un parteneriat public-privat în care să dezvoltăm poate cu un aquapark, poate și cu niște bazine închise. Este apă și cu implicarea administrației locale. Deci ar putea să fie făcut acolo ceva de vis. Că ne uităm de multe ori și peste graniță, aici aproape de noi, la ce se întâmplă în Ungaria și cât de mult își pun în valoare toate apele pe care le au și pe care le avem și noi, doar că parcă nouă ne lipsește ceva în a reuși să promovăm și mai bine. Da, părerea mea că ne lipsește implicarea și dorința de a face lucrul respectiv, fiindcă dacă îți pui în minte ceva, cel puțin din punctul meu de vedere, tot timpul ce mi-am pus în minte, dacă am început să lucrez pentru scopul respectiv, am reușit să-l și ating. Și absolut peste tot pe unde m-am implicat, fie că pe partea personală, fie că pe partea profesională, am reușit să am rezultate. Fiindcă mi-am dorit asta, m-am implicat 100%, la fel o să fac și în proiectul acesta și n-am nicio emoție că nu vom reuși. Tot ce va depinde, va depinde de oameni să ne acorde sprijinul, să fie alături de noi și noi vom fi alături de ei. Să înțeleg că sunteți destul de perseverent, de încăpățânată. Foarte perseverent. Probabil atunci când vine vorba despre proiectele pe care le aveți. Da, poate cu perseverența asta și cu dorința mea de a face lucruri, la un moment dat mi-a mai luat și niște capace, ca să vorbesc așa mai... Poate ori fi bune și alea la un moment dat în viață, da. Nu? Ne dau așa un impuls să mergem mai departe. Exact. Turismul, și despre turism se tot vorbește că ar putea să fie o salvare economică a județului Hunedoara, și să nu uităm, județul Hunedoara chiar se situează de data aceasta nu la coada clasamentului, ci în top în ceea ce privește obiectivele turistice pe care le are aici în județ, și probabil că și în zona Călan ar putea să fie atrase mai multe fonduri europene, că spuneați și de anumite proiecte de punere în valoare a acestor obiective, și la un moment dat acei bani din turism, acei turiști care vin aici, dacă mai și poposesc câteva nopți ar fi ideal, pentru că deocamdată avem mai mulți vizitatori decât turiști, ar fi ideal, vă rog. Eu locuiesc în Străi Săceli, un sat aparținător Călanului, și chiar pe la mine, pe la poartă, pot să zic, trece drumul spre Măgura Călanului, care poate fi, din Măgura Călanului se extragea piatră pentru a se construi cetățile dacice. Acolo eu și echipa mea vedem, bineînțeles și dacă legea ne va permite, vedem construirea unui parc tematic de nivelul sau de pe modelul Dinosaur World Transilvania de la Hațeg, un parc tematic în care, dacă un privat a reușit la Hațeg să facă o astfel de investiție, cu siguranță că Consiliul Local și Primăria Orașul Călan își va permite o astfel de investiție, mai ales dacă venim și cu fondurile europene pentru așa ceva. Chiar vorbeam cu patronul respectiv de la parcul din Hațeg, spunea că au undeva și la 10.000 de oameni care le traversează pragul într-o zi. Vă dați seama, deci nici nu m-aș fi putut aștepta. Mă gândeam că vreo 300, vreo 500, dar au zile cu 10.000 de oameni. Gândiți-vă ce potențial și ce posibilitate de dezvoltare se poate genera un astfel de obiectiv. Și am putea și noi să facem un parc tematic pe ideea dacilor și a romanilor. Dacă la Hațeg este cu dinozauri, la noi să venim pe... Cu specificul zonei cumva și istoria trebuie scoasă cumva la suprafață, vă rog. Da, aș vrea să fac o completare aici. Parcul tematic ar putea să arătăm cum prelucrau strămoșii noștri piatra și cum își construiau cetățile.
pentru că sunt foarte puține date cum s-a transportat piatra de la Măgura Călanului la cetatea dacică de la Piatra Roșie. Ar putea fi un drum către cetățile dacice, să zicem drumul pietrei, cum mergea piatra până acolo la cetate și se făceau construcțiile respective. Din păcate, cetățile dacice erau bazate pe zidurile din piatră, pe urmă am înțeles că construcția era făcută în cea mai mare parte din lemn, iar romanii, ca și răzbunare, după cucerire, au distrus totul ca să nu mai poată fi, și de aceea avem atât de puține date ca să nu mai poată fi locuite din nou. Ceva de genul ăsta, că Călanul fiind situat la mijloc, ar putea deveni un centru turistic. Din păcate, pensiunile și locurile de cazare sunt foarte puține în UAT-ul nostru. Păi, mai trebuie și făcute pentru cineva, adică pentru acei turiști. Și dacă ei nu sunt atrași, este destul de dificil. Poate și noi am putea veni cu facilități fiscale pentru cei care investesc în turism. De exemplu, pe satele Călanului se pot face anumite construcții, pensiuni, cabane, și noi să oferim facilități fiscale pentru oamenii care investesc pe sistemul ăsta de cazări și de turism. Pe asta înseamnă până la urmă și acest parteneriat public-privat, vă rog. Ca și completare la cea de Silie și Flavius, toate ideile care le-am avut și le-am discutat pe partea de turism, chiar discutam zilele trecute, am vrea să le punem într-o aplicație care să poată fi introdusă în telefoane chiar de la călcarea pragului în oraș, da, poate fi scanată cu un QR, iar de aici fiecare turist, indiferent că din România sau din afara țării, indiferent de limba care o vorbește, poate să urmeze un traseu, poate să vadă istoria locului respectiv în imagini, tradusă în limba fiecărui turist, chestie care nu cred că s-a mai întâlnit în apropiere. Chiar aspectul ăsta discutam zilele trecute cu Flaviu și cu Ilie, cum am putea aplica și aici partea de smart, nu doar la nivel intern. Deci atât că veniți și cu soluții la problemele identificate și în urma discuțiilor cu cetățenii, dar și în urma discuțiilor pe care le-ați avut, probabil așezați la aceeași masă atunci, da, când v-ați creionat strategia. Ce aș vrea să punctez eu aici, poate v-ați și dat seama din cum a decurs discuția, noi ne-am propus astăzi în emisiune să expunem mai mult problemele și oamenii o să vadă că mai mult am vorbit despre probleme, însă în perioada de campanie, dacă ne mai invitați, o să vă prezentăm și soluțiile noastre și avem soluții pe absolut tot ceea ce nu merge și nu funcționează bine în Călan. Da, dar o să o facem în perioada de campanie, fiindcă mai sunt câteva ore, există și posibilitatea ca ceilalți să ne fure ideile și de asta le ținem pentru noi. Cu oamenii deja le-am discutat, o să le reluăm dacă ne mai invitați într-o discuție ulterioară pe categorii. Ce facem pe Călanul sănătos, ce facem pe Călanul turistic, ce facem pe Călanul sportiv, ce facem pe Călanul satelor. Și mai avem și alte domenii, dar le ținem deocamdată. Să mai avem vreo două minute din această emisiune. Călanul vârstnicilor, nu trebuie să uităm nici de ei. Călanul vârstnicilor, Călanul copiilor, le avem pe toate, avem acoperite toate ariile de aplicabilitate. Aș dori să fac o precizare, orașul Călan e un oraș atipic, să spun așa, pentru că în UAT Călan sunt 12 sate, două dintre ele străzi, de care au fost uitate. Adică tot ce s-a făcut cu încetinitorul. S-a pornit foarte bine după 89, în 2-3 sate a reușit, s-a introdus gazul atunci, restul, din păcate, nici acum nu s-a reușit să se introducă gazul, care e o utilitate foarte necesară. Aici o să vă dau un exemplu, satul Batiz, care are stație de gaz și la intrare și la ieșire, din păcate, cetățenii nu beneficiază de gazul metan, care e atât de util în bucătărie. Și din câte mi-amintesc, au fost proiecte care ar fi putut să fie accesate de către primării în acest sens. Unele au depus astfel de proiecte, le-au și câștigat, deja încep și lucrările. Aici nu s-a întâmplat nimic, să înțeleg, din acest punct de vedere. Legat de această situație, că mai avem doar două minute, din păcate, tot ceea ce înseamnă semnare de contracte, începere de lucrări, dispoziții de șantiere, toate încep acum, în perioada alegerilor. Deci ar fi bine, dacă s-ar întâmpla alegeri în fiecare an, că atunci cu siguranță că evoluția
satelor și a orașului Călan ar fi total alta. Acum se fac tot felul de controle medicale prin sate, să verifici, să colegii noștri din celelalte partide verifică dacă cetățenii au roșu în gât sau îi doare capul sau dacă au vreo carie. Păi și Aura a avut o caravană medicală, nu? Probabil, după stilul respectiv de caravană, dar e total altceva, adică la un nivel mult mai jos. Și e bine, înseamnă că ați fost un exemplu pentru ei și uite, acum v-au împrumutat această idee. Da, e destul de dificil să ajungă la nivelul caravanei Aur, care e la cu totul și cu totul alt nivel. Îi înțelegem într-un fel, fiindcă e bine ca oamenii să fie sănătoși, să poată să meargă la vot, dar îi îndemnăm pe oameni să citească de 2 ori, să gândească de 4 ori și să ia decizia corectă. În câteva secunde, cum, la ce campanie vă așteptați în perioada următoare? Una liniștită, una mai agitată la Călan? Aici tot eu aș avea ceva rog, de completat. Foarte pe scurt, că suntem atât PNL cât și PSD au armat de conturi false care ne atacă din toate părțile. Vreau să le spun cetățenilor orașului Călan și ai satelor aparținătoare că Aur Călan nu deține conturi false. Dacă avem ceva de transmis, să o facem transparent pe pagina noastră de Facebook sau live pe întâlnirile cu ei. Și tot ce facem, facem transparent, facem deschis și așa va fi până la finalul campaniei. Deci să-și facă treaba cu conturile false, prin interpuși, noi vom discuta cu ei prin candidați, prin candidatul la primărie, prin candidații la Consiliul Local și prin purtătorul nostru de cuvânt, Alaur Călan. Deci să înțeleg că nu le veți răspunde cu aceeași monedă. În niciun caz, chiar ne distrează astfel de abordări și nu ne afectează de nicio culoare. Și vă vedeți în continuare de misiunea pe care o aveți. Avem drumul nostru împreună cu cetățenii orașului, sunt tot mai mulți, zilnic ne vin oameni alături și chiar suntem în primul rând niște prieteni care vrem să facem ceva. Oamenii îi simțim la fel, simțim căldura lor și rugăm să aibă încredere în noi. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi, că ați expus o mică parte din proiectele pe care le aveți și soluțiile problemelor pe care le-ați expus astăzi și vă doresc mult succes. Doamne ajută, Doamne ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!